Ieri, la nivel mondial, a fost marcată Ziua Internațională împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Ministrul familiei, Natalia Intotero, a atras atenția asupra acestui fenomen care, chiar dacă a scăzut în intensitate în ultima perioadă, totuși rămâne prezent în societatea românească. Numai anul trecut au fost confirmate 210 cazuri de copii care au fost exploatați prin muncă, majoritatea chiar de către familiile lor, care ar fi trebuit să îi îngrijească, să îi protejeze și să le asigure o copilărie fericită. Doresc să atrag atenția asupra acestei grave probleme a copiilor obligați de propria familie sau de către alți adulți să muncească, timp în care sunt și victime ale violenței fizice și psihice. Copiii trebuie lăsați să fie copii și să meargă la școală, nu folosiți drept instrumente pentru a face bani în mod facil. Condamn toate aceste fapte și consider că exploatarea copiilor prin muncă reprezintă o urgență națională, iar pentru soluționarea acestei probleme este necesar ca statul să colaboreze îndeaproape cu comunitatea, fie că vorbim de preoți, dascăli sau simpli cetățeni care constată că în apropierea lor se petrec astfel de fapte. Majoritatea acestor copii, respectiv 143, au fost exploatați prin muncă de propriile familii, ceea ce este de netolerat. În prezent, 145 dintre cazurile de anul trecut sunt încă în lucru. 65 au fost închise, iar în 15 cazuri s-a început urmărirea penală a agresorului. Cel mai des vorbim despre cazuri în care minorii au fost folosiți pentru cerșetorie, faptă pe care codul penal o pedepsește cu închisoarea, menționează ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, Natalia Intotero. Anual, ziua de 12 iunie este dedicată combaterii exploatării prin muncă a copiilor pentru a atrage atenția asupra extinderii globale a fenomenului și asupra eforturilor necesare pentru a-l elimina.